pusă periodic unor alegeri. 23, judele de atunci a fost Peter Rechner. O să-l rog pe Dan Rădulescu să vină pe scenă și să primească istoria în mâinile sale, să conducă cetatea pentru zilele care au mai rămas până la finele sărbărilor Bistriței medievale. Acest salut este, dacă vreți, întoarcerea în istorie. Judele Peter Rechner. Bună ziua, locuitori ai cetății Bistriței! Mă bucur că suntem din nou împreună la ceas de sărbătoare, cu toate că vremea ne-a dat câteva semne nu tocmai bune. Dar pentru că noi, locuitorii cetății, suntem niște oameni cu o inimă mare, sunt ferm convins că această sărbătoare va fi încununată și de o vreme pe măsură. Nu ne rămâne decât să sărbătorim în liniște și pace. Poate că este primul an în care la porțile cetății Bistrița nu bate nimeni cu gând războinic. Așa cum a spus și castelanul Săsărman, vom avea un oaspete înalt, pe domnitorul Petru Rareș. Dar asta ceva mai târziu. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm în pace și liniște. Doamne ajută! Am intrat în istorie. În acea istorie avem și alți oaspeți. Îl voi ruga să urce pe scenă pe domnul, pe cavalerul Emil Hartmann, pe care l-am invitat din Germania să facă acest lucru. Și domnia sa ne-a ajutat să podomim orașul așa cum îl vedeți. Cavalere, bine ați venit la sărbările Bistriței medievale. Un salut cetățenilor acestei cetăți. Aveți mulțumirile noastre. Iubit popor din astă țară și ați venit în astă seară la Bistrița, cetate mare, noi vă facem o urare. De la mare până la mic, eu vă spun, bine ați venit! Bine ați venit și dumneavoastră și ne bucurăm să avem un asemenea oaspete. Coorganizator al sărbărilor Bistriței medievale, alături de Asociația Culturală Bistrița Medievală și de Centrul Cultural Municipal George Coșbuc din Bistrița, este și Forumul German Bistrița. Îl voi ruga pe directorul acestuia, domnul Thomas Hartig, să urce pe scenă. Domnia sa este deja cetățean al Bistriței medievale de la edițiile anterioare. Vă salut, dragi bistrițeni, iată-ne față în față pentru a patra oară. Eu mă bucur că reușim deja de 4 ani de zile să vă prezentăm crâmpeie din istoria burgului Bistrița. Mulțumesc pe această cale anfitrionului, inima sufletului Bistriței medievale, castelanului Florin Săsărman și în mod special cavalerului Hartmann. Tunurile acestea ne-au ajutat în anii trecuți să ne apărăm cetatea. Hai să vedem dacă ploaia ne va lăsa să aprindem praful de pușcă pe care îl avem în ele. Acesta este semnalul de intrare în istorie, prieteni! Mă auziți că eu nu mă aud! Și acela este semnalul de intrare în istorie. Cavalere Hartmann, rog-te, însoțește-l pe castelan
și faceți o primire așa cum se cuvine Măriei sale Petru Rareș. Așa să fie, cavalere Hartman. Mergeți cu bine și întâmpinați-l cum se cuvine pe Măria sa Petru Rareș. După atâtea necazuri, avem și noi o sărbătoare și putem să ne bucurăm de așa un înalt oaspete. Așa vom face, cinstite jude. Cavalere, rogu-te. Poate unii știți, poate alții nu știți. Până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, până în 1864-69, Bistrița a avut un zid de cetate. Era foarte puternic. Petru Rareș a reușit să străpungă zidul cetății brașovenilor, la Bistrița n-a reușit. Zidul, partea de est a zidului cetății, trecea pe la Domus, unde este Domusul acum. Și aici era o poartă foarte mare, probabil cea mai mare poartă a cetății. Cetatea avea trei porți principale. Asta era poarta lemnelor. Poate că și sașii aduceau lemn de pe bârcai, așa cum am văzut și noi anii trecuți că se făcea. După aceea mai era o poartă la Poșta Veche, pe Cincai, da, în capăt, era poarta spitalului, pentru că acolo era un ordin, hospitaliții, aveau spital, unde e Biserica Catolică și Parohia Catolică de acum. Și mai era o poartă mare, unde este, să zicem, Banca Țiriac, Alianța Țiriac acum, era poarta ungurească. Acestea erau cele trei porți mari ale Bistriței, ale cetății. Petru Rareș, conform istoriei, a intrat în Bistrița la 25 noiembrie 1543, în a doua sa domnie în Moldova, la invitația județului Bistriței, Peter Ref. Și atunci, noi ne pregătim să rememorăm sau să reedităm acel eveniment, desigur, într-un mod scenarizat de noi. Și Petru Rareș va fi un actor de la Teatrul Național din Târgu Mureș. Judele Bistriței este bistrițeanul Dan Rădulescu, actor al aceluiași Teatrul Național din Târgu Mureș. Aș vrea când intră Petru Rareș să-l primiți cu ovații. Deci când va intra, el este în trăsură. Am vrut să-l aducem călare și ar fi putut să-l călărească unul din acești cai, dar cronica istorică spune că el nu a intrat în călare în cetatea Bistriței pentru că era rănit. Era rănit de la prima sa, la finalul primei sale domnii, când a pribegit prin munți două săptămâni singur până să ajungă la cetatea Cicerului. Acel moment din 1543 îl reedităm noi acum pentru că vrem ca sărbările Bistriței medievale să fie o lecție de istorie.